Salutare, prieteni! Drumurile și mașinile sunt destul de periculoase și adesea au loc situații imprevizibile. Dar mai rău și totodată amuzant e atunci când toate problemele se întâmplă din cauza prostiei omenești. Așa deci, astăzi veți vedea cele mai amuzante și stupide situații cu cei mai ciudați șoferi. Dar înainte de a le vedea, nu uitați să puneți like și să vă abonați la Divers Channel. Să începem! Când nu intri corect în curbă, se poate întâmpla și așa ceva. Se pare că unii șoferi privesc doar înainte și nu interesează ce se întâmplă cu mașina. La volan, cu siguranță este o fată care nu știe să se parcheze. Dar pentru ce să știi să te parchezi dacă poți pur și simplu să te întorci și să pleci? Șoferul acestei mașini a vrut să se întoarcă, dar a rămas blocat. Acum nici ceilalți șoferi nu pot să meargă. Bărbatul s-a apropiat să facă o comandă, dar cum fără aventuri? A luat câteva Mentos și le-a aruncat în cola. Totul a explodat chiar în mașină. Nu știu cum a intrat piatra acolo, dar a fost scoasă cu succes. Proprietarul acestei mașini încearcă să scoată bățul care habar nu am cum a spart mașina. Ați mai văzut așa ceva? Acest șofer mereu poartă o piatră în față. Dacă serios, cum e posibil să nu observe așa piatră mare? Nu știu ce a vrut să facă acest băiat, dar din mașină începuse să iasă fum. Poate e un experiment? Această mașină nu prea a avut noroc. I-a căzut roata chiar în timpul mersului. Această domnișoară singură și-a alimentat mașina și, evident, este mândră de ea. Bine că nu a avut loc niciun incident. În imagine se vede cum mașina cu viteză mare cade pe o parte între alte două mașini. Momentul a fost surprins de cameră. Acestei mașini de curse i-a zburat roata. Bine că nu a avut loc un accident. Da, e complicat să ieși din această parcare sofisticată. Bietul șofer. Proprietarul acestei mașini a pornit cu dispozitivul de blocare a roții. Într-adevăr, pentru ce să aștepți poliția dacă poți pleca? Această mașină a vrut să intre în camion, dar ceva nu a mers bine și a căzut de pe scară.